puterea unei femei care a iubit, ce o ridică din cenușă și nu regretă ce a trăit. Durerea nu-i stinge puterea unei femei care a iubit, ce o ridică din cenușă și nu regretă ce a trăit. Nu te întoarce de ți-e bine, trăiește-ți visul ce-l urmezi, dar nu uita că fericirea e înapoi ce-i datorezi. Nu te întoarce de ți-e bine, trăiește-ți visul ce-l urmezi, dar nu uita că fericirea ia înapoi ce-i datorezi. Suflet, scrise cu zâmbete și dor, rămân altar în veșnicie prin toată frumusețea lor. Atâtea amintiri în suflet, scrise cu zâmbete și dor, rămân altar în veșnicie prin toată frumusețea lor. Nu te întoarce de ți-e bine, trăiește-ți visul ce-l urmezi, dar nu uita că fericirea e înapoi ce-i datorezi. Nu te întoarce de ți-e bine, trăiește-ți visul ce-l urmezi, dar nu uita că fericirea e înapoi ce-i datorezi. S-a schimbat, sau poate noi doi nu mai știm. Viața trăită în fericire, ca până acum s-o prețuim. Destinul nostru s-a schimbat, sau poate noi doi nu mai știm. Viața trăită în fericire, ca până acum s-o prețuim. Nu te întoarce de ți-e bine, trăiește-ți visul ce-l urmezi, dar nu uita că fericirea e înapoi ce-i datorezi. Nu te întoarce de ți-e bine, trăiește-ți visul ce-l urmezi, dar nu uita că fericirea e înapoi ce-i datorezi. Aplauze, doamnelor și domnilor, pentru Ana Maria German, pe care o revedeți în emisiunea noastră. Bun găsit în această zi, cu totul și cu totul specială. Bun găsit! Bine v-am regăsit! Stăm alături de Ana Maria, mai târziu o să povestim, pentru că din ce știam noi că lucrurile mergeau ok, în sensul în care era foarte important să ai alături de tine un om care te iubește, chiar dacă Ana Maria nu poate să facă pașii așa cum și-ar dori. Până la urmă, povestea s-a încheiat, nu? Unele capitole se mai încheie, da. Adică ați ajuns la divorț? Da. Această melodie a fost dedicată tuturor femeilor care trec prin acest pas de divorț și este un mesaj și pentru domnul, și dacă ai adunat în tine... A fost cumva, astăzi nu mai este. Da? Da. Doamnelor și domnilor, până atunci însă mergem mai departe, ne revedem cu Ana Maria. Până atunci însă, emisiunea noastră are și un grad de nebunie, pentru că alături de noi vine Nicola împreună cu Roxana Zanga.
Aplaudă colegul nostru Adrian. O să ne vedem cu Ana Maria puțin mai târziu. Ia, veniți în coefe, nu așa, dar muzica mai tare că a venit baletul. Hai! Și hai! Yeah. Doamnelor și domnilor, e bine, ne-am luat medicamentele, începe weekendul și sigur că da. Eu sigur le-am luat, să știi. Da? Ne-ai luat cu tine, dar nu le iei. Nu numai le ții așa după tine, ține tâmpuța. Roxana, știți foarte bine, orice baterist trebuie să aibă un grad de calță, nu este genial? Păi le-am, da. Da. Hai să vedem, hai să luați loc. Oh, pe Roxana o punem la locul ei. Da? Hai. Gata. Da, imediat. Păi are birou dânsei. Am aici ia, birou da, să-l și-a amenajat birou la noi aici în casă. Cel mai bine. Da? Vrei? Da, vrei să încerci? Să vezi la mare cum bătea acolo la amfiteatru. N-ai treabă. Da. Da, doamnelor și domnilor, prin urmare urmează un test fulger pentru prietena noastră Nicola, ca să văd dacă o putem provoca să te joci. Ești un copil, deci trebuie să te joci în emisiunea păi noastră. Păi sunt da? Un copil. Mi se pare normal. Ce tip de gaz este absorbit de plante? Cu ce să hrănesc plantele? Că ele ne dau... CO2. Dioxid de carbon. Bravo, domnule! Cine este celebritatea care a făcut primii pași în inventarea electricității? Ăsta Newton. A, nu, stai! Nu Newton, tot pe acolo, dar american. Cu F. F-R. Bine, deci nu o să aibă o provocare, se numește Benjamin Franklin. Da, nu. Care este planeta roșie? Aici și lângă noi. Planeta roșie, a treia planetă de la Soare. Care planetă e roșie? Oh my God, ce test! Ce culoare? Pune, băi. Începe cu M. Moon. Marte. Foarte bine. Bravo, mergem mai departe. Care este sportul? Walking to the moon. Asta mă gândeam, știi? E foarte bine. Următoarea întrebare. Care este sportul național al americanilor? Ăsta... Uite-te la mine. Nu cricket, baseball. Bravo, baseball. Da. Foarte bine. Și ultima întrebare. Dar și basketul, hei. Nu, basketul nu e sportul lor național. Ei cu baseball, cu băta, acolo au treabă în sufletul lor, da? Este sau nu este Europa al doilea cel mai mic continent și al treilea cel mai populat continent? Răspunsul este da sau nu? Nu. Da! Bravo, doamnelor și domnilor! E foarte bine! Ne-am înțeles cu Nicola perfect! Așa de bine ne-am înțeles că acum, Doamne Dumnezeule, miroase a cârnați din bucătărie. Ce faci, nebunul? Stați așa. Băi, mi-ați ascuns ruleta aici. N-ați văzut? Asta e ruleta noastră de la circ. O să zică lumea că sunt Ronald, de la care dă hamburger. Uitați-vă. Ce faci cu baloanele? Un balon ca să știi ce probă o să ai. Stai să-mi pun un deget în vechi. Așa, hai. Sparge-l pe ce... Păi și cu ce spargi? Cu piciorul? Zi, culoare. Roz, da? Nu, roșu, că sunt roșu. Hai. Dă-i. Foarte bine. A căzut și proba, te rog să... Hai că eu sunt un cavaler. Ia să vedem ce avem noi aici. Cele 20 de probe sunt aici. Poftim? Ce zice că trebuie să faci? Ce? Dar ce s-a întâmplat, doamna, așa rău? Dansează ca sexul opus? Cum adică? Dansează ca sexul opus. O să adică trebuie să dansezi ca un bărbat în anumite situații, nu ca o femeie. Facem proba acum, regia, sau facem după pauza de publicitate? Când dorim să chinuim noi, stimabila noastră invitată? Nu știu, dar deja mi-e cald, foarte cald. Doamnelor și domnilor, să răcorim fata după o pauză de publicitate. Mergem cu proba și înțeleg și eu de ce miroase a fumătură la noi în casă. Hai să-i că ceva fantastic. Așadar, pauză!
La care, după cum se știe, este foarte zanga, după cum se s-a observat. În ultimul timp nu prea am mai auzit bine că am fost la... De ce? Păi, de când am fost la Antold și am tăcut cu capul în boxe... Păi dacă ai dormit pe boxe la Antold, de ce să-ți faci? Pe boxe, direct. Și? Și acum, zic, mâine nu o să mai au nimic, știi că mâine am programare la orele. Nicola! Mi-ai făcut creierii praf! Au! Nu i-a făcut creierii praf, mă. Foarte frumos. De parcă ea n-ar fi cântat da. Cu holograf, cu tobe, cu de-asta. Hai, uite, hai vino, hai vino. Ea a fost numai la crizantema da, așa, de aur. Da, așa că... La... Vino da, să da. Cânti aici la tobe și... Dă-te acolo, răzbună-te. Răzbună-te pe mine. Zii, ce să fac? Roxana, ce să fac? Stai acolo, zii. Că o să vină și rândul tău, dumneavoastră, doamna Nicola. Doamna Nicola! Au, m-a țipat și tu în urechea mea. Nu țip, dar zici că n-auzi. Trebuie, da, mă, trebuie să dansezi ca un bărbat. Păi da, ca cine? Păi, ca ce bărbat cunoști tu? Deci, poftim? Da, hai să vedem. Da. Imediat o să vorbim și cu Ana Maria, o să vedeți ce... Vem-o, acoperi pe frumusețea ta aici. Nebunul, stai. Uite, stai aici, da? Da, mă, ca cine de cap. Deci dați drumul la muzică să dansează da. cum dansa un bărbat din viața ta. Da? Haide, dați drumul la muzică. Nu știa să danseze. Nu știa să danseze? Mă, niciun bărbat în viața ta nu știa să danseze? 5 minute de dans. Hai să te văd cum o dansezi pe asta. Păliu. Dans. Ia să vedem, doamnelor și domnilor. Michael Capoianis, regizor, Anthony Quinn, interpretează... Come on, my boy. Nicky Theodorati Kiss a făcut piesa. Știi? Piesa... Singura. Let's go. Hop. Ai făcut până acum aici bine. Numai pentru tine e pedeapsă, eu n-am făcut nimic. Again. Hop. Da. Ia sulle belle. Boss, I have so much to tell you. I never loved a man. Hai Nicola, hai Nicola, că ești bine. Așa trebuie să danseze bărbații din viața ta. Să te ia, să te nebunească, să te ducă în Grecia. Da, da, mai ales. Să-ți faci de cap. Hey boss, did you ever see a more splendiferous crash? Puțină viteză și după aia ne oprim. You can laugh too, huh? Hey, you laugh! Încă un pic? You saw how they all ran! Especially the monks. The third time was the best. Nothing left. Gata. Uite, acum fac el. Uite așa faci. Doamnelor și domnilor. Da, mai avem una. Dar asta a fost doar de încălzire. Hai, încă una ca să nu moară fata. Hai. O alunecă aici. Asta cum poate să danseze un bărbat? Hai. Se drăgosește unul sigur de tine la ce periculos ești. Păi bărbatul dansează așa. Dar bărbatul nu face nimic la piesa asta. Bărbatul așteaptă la poza asta, nimic altceva, așteaptă. Am înțeles. Asta mai omor. Puțin flamenco și ne-am împușcat în cap. Așa spate mândru, înțelegi? Te doare la basket. Dansezi, înțelegi? Hai, bărbate. A făcut el așa, da? Ha, ha, ha.
E foarte bine, bravo Nicola, bravo acasă. Da, e foarte bine, bravo. Hai că te-ai descurcat. Doamnelor și domnilor, puia. O prins planeta, vreau să cobor la prima, să-mi iau o casă cu vedere la Terra. O prins planeta, că n-am plătit biletul, să fac cumva să schimb din nou atmosfera. Ce face vecinul meu din Sălășani? Foarte bine, foarte bine. Din ce în ce mai bine chiar. O prins planeta, ești pe val? Dacă tu spui, așa o fi, nu știu. Știi cum e? Valurile astea vin, trec, am fost pe mai multe valuri de-a lungul timpului. Acum sper să ai dreptate. Acum este iar momentul tău, adică hai, ca să fim așa, nu suntem modești? Mă simt inspirat, da, așa e, mă simt inspirat și mă simt foarte aproape de oameni. Văd că sunt copii de 14-15 ani care mi-ascultă muzica și mă bucură chestia asta. Adică pentru cineva care cântă de 26 de ani e foarte important asta. Și care e faza că tu chiar le spui pe bune acum, cel puțin în ultimul single, în Opris Planeta, fix așa este, se regăsesc foarte mulți oameni. Da, a fost unul din momentele astea care se întâmplă rar în muzică, adică am fost la locul potrivit, cu oamenii potriviți și mi-au venit versurile care trebuie, adică totul s-a întâmplat în vreo 3 ore și Ira a venit cu refrenul perfect, Aki a făcut instrumentalul și am avut cumva versurile alea, adică nu te gândi că a fost ceva premeditat și niciodată succesul nu e ceva premeditat, tot timpul e o conjunctură de lucruri. La un moment dat, nu, Dumnezeu îi se face milă de tine și îți dă inspirația care trebuie. Ce ai face tu dacă s-ar opri planeta? Aș căuta alta. Cum ți-a mers vara asta? Te-am tot văzut că te-ai mișcat destul de bine, ai avut multe evenimente, concerte. Păi m-am plimbat foarte mult în țară, cred că am făcut turul țării într-o săptămână, așa, din săptămână. Mie îmi place să mă plimb. Și să cunosc oameni noi, să stau de vorbă cu cei care mi-ascultă muzica și să cânt, bineînțeles. La atâta timp când faci ce-ți place, nu mi se pare că e o muncă neapărat. Ai spus că o să ieși din țară, te duci la cei din diaspora, o să ai concerte în Spania, unde mai mergi? Da, da, în luna octombrie o să fim plecați în Europa, ca să zic așa, în Occident, mergem în Occident. Vreau să mă întâlnesc cu românii plecați afară, pentru că foarte mulți m-au solicitat pe net să merg acolo și am zis, bă, hai să ne oprim un pic cu ceea ce facem în România, să mergem și pe acolo, că, da, să mai vedem și ce fac ei, ochii care nu se văd să uită. Și atunci avem un turneu care se întinde pe mai cam în toate zonele în care sunt români, în Spania, în Germania, am înțeles, în Belgia. O auzim acum pe Loredana pe fundal, ți-ar făcea un feat cu ea? Mai, Lori, e Lori, n-ai ce să zici, cum? Normal. Acasă, în afară de muzică, când ai tu timp, ce-ți place să mai faci? Să ascult. Deci, ascult de soție. Ascult, nu, ascult și de soție, că dacă n-asculti, atunci nu e o familie, dar ascult muzică și îmi place să citesc, să... Ce mincinos! Nu, să mai beau un vin! Ce să faci acasă când ajungi? Tu și Melinda aveți o relație frumoasă. Care e secretul? Adică ce vă ține așa împreună și închegați? Pentru că se întâmplă o grămadă de chestii în showbiz. Dacă e ceva care urăsc în lumea asta, e să dau sfaturi despre relațiile, să dau sfaturi cum să fie o relație. Nu cred că există un sfat care să meargă la toate relațiile din lumea asta. Fiecare trebuie să-și găsească felul lui de a face lucrurile și cred că asta contează. Nu ne luăm după nimeni, nu le facem în felul nostru. La un moment dat, cred că cel mai important e să știi să te cerți decât să știi să te împaci și să știi să te și împaci, de fapt. Cam asta e. Că la noi durează foarte puțin certurile, adică să duc ca un foc de paie. Cât de preocupat ești tu de felul în care arăți? Cât de mult timp îți acorzi ție? Adică ai fost tentat să mergi la tratamente de-astea cosmetice sau să faci altceva pentru tine în acest sens? Din fericire, bunicii mei și părinții mei mi-au lăsat o genetică bună. Ca să zic așa, cred că am ajuns aici aproape pe ochi frumoși. Nu prea mă preocup de aspectul ăsta. Mă
încerc să mă duc să fac sport. Cred că asta e unul din lucrurile care mă preocupă, ca să mă mențin cumva și mental și fizic mai ok, să vede când nu faci și ești, arăți mai prost. Și admiratoarele tot după ochi frumoși te caută, nu? Admiratoarele nu prea mă mai caută acum, dacă sunt un surat cu trei copii, ce să facă cu mine? Deci, puia este un familist convins, gata, s-a terminat. Păi, ce să mai faci? S-a închis și Andra mama. Da, doamnelor și domnilor, să știți că nu avem un reporter nou, este colega noastră Dana, care s-a dus la Forța Azul la Brașov. Mulțumim pentru invitație, ocazie cu care vorbește așa, nu că a văzut lupul, dar sigur a văzut ursul, e foarte clar. Până atunci însă avem concurs și în bucătărie între cele două distinse nebune frumoase ale emisiunii noastre, Nicola și Roxana Zanga. Bună ziua, domnul Salomia, ce faceți? Bună ziua, bună ziua, Cristi. Pe weekend, pe nebunie. Mai mă văd aici. Așa, în 15 minute, dragile mele invitate, blonde și foarte agitate, trebuie să gătiți câte ceva. Dumneavoastră, doamna Nicola, la ce v-ați gândit ca gospodină și mamă de trei bucăți? Care este mâncarea preferată a copilului? Șnițel. Șnițele, mă! Cu piure! Mă, pe cine întreb, orice copil pe care întreb ce vrei să mănânci? Șnițel! Ultima oară i-am făcut șnițele finuței mele, care a mai crescut, dar tot șnițele mănâncă. De șnițele o să fac. Și a zis, Nana, nu face nimeni șnițele ca tine. E, acum vreau să mănânc și eu șnițele de la Nicola. Abia aștept să văd și eu dacă nu mai face nimeni șnițele ca ea. Și Roxana Zanga, ce faci? Tu, am crezut că la cumbaz din tobe faci bifsec tartar. Dar ce M-am faci? Gândit și eu să fac ceva bătut așa, dar astăzi fac clătite. Doamnelor și domnilor, baterista noastră știe să și gătească, e numai bună de măritat, care se încumetă, care se bagă, că nu e simplu, pentru că fata noastră e plină de viață și ori ești, ori nu mai ești. Succes! Începem? În 15 minute vrem să vedem produsul finit, care cu șnițelul, care cu clătita. Tu gătești ceva sau azi numai dirijezi fetele? Eu am să fac niște paste cu fiept de pui, guanciale, smântână, busuioc, puțin usturoi și niște Hai roșii secchi la final. Hai, bravo! Hai că ne merge și azi! Aici trebuie să pun? Gata, fetele au dat drumul la treabă. Noi până atunci vorbim cu Ana Maria, căruia îi mulțumesc pentru vizită și dincolo de toate... Noi am povestit viața ta, ne arată Ana Maria și fructul experienței sale de viață, pentru că a adus o carte. Ultima nu? dată, dacă ți-aduci aminte, când am fost, chiar venisem la București pentru ședința foto a coperții și astăzi am venit să-ți aduc și cartea. Hai, adun cartea, uite, stau mai aproape de tine, să nu stau așa scrobit, doamnelor și domnilor. 31 mai, data în care am învins moartea, știți foarte bine, este povestea Ana Mariei, o cântăreață foarte talentată, care a avut un accident care a adus-o la granița dintre viață și moarte. Toată această experiență i-a schimbat cu totul traiectoria, a făcut-o mai puternică, dar, după cum scrie și pe coperta spate, coperta 4, Dumnezeu nu ne trimite disperarea ca să ne ucidă, ci ca să ne trezească, ca să trezească noi o viață nouă, spunea chiar Hermann Hesse. Bun. Ce s-a mai întâmplat de când nu ne-am mai văzut noi? Păi, de când nu ne-am mai văzut, am lansat cartea. Așa. Trec printr-o perioadă mai... mai interesantă, să zic așa. De ce? Pentru că sunt în proces de divorț și... vara asta a fost așa pentru mine o vară foarte plină și agitată, cu lansarea cărții, cu cele personale din casă. Deci nu m-am plictisit de când ne-am văzut. Ana, pentru cei care te văd acum, nu-ți fac eu un compliment gratuit. Se vede că ești o femeie foarte frumoasă. Ești un om curajos, un om care a văzut greu și știe să aprecieze. Totuși, de ce, dacă poți să, atâta cât poți să-mi spui, de ce s-a ajuns la divorț? La un moment dat în viață, unii oameni nu se mai regăsesc, își doresc să urmeze căi diferite. Stai o secundă. În principiu, așa aud mereu, domnule, nu mă mai regăsesc, s-a consumat iubirea. Stai mă, dat, în timpul iubirii ceva ai făcut sau n-ai făcut? Ce a lipsit?
eu știam că nu lipsește nimic. Dar m-am trezit. Dar el de fapt nu spunea că îi lipsește ceva. Da, probabil, nu știu ce s-a întâmplat. Ideea e că și-a dorit să divorțăm și suntem astăzi în proces de divorț. Nu vreau să dezvolt foarte tare subiectul, pentru că, da, cu toții trecem prin lucruri mai ușoare și mai grele, mai frumoase sau mai puțin frumoase. A fost un capitol din viața mea frumos, care s-a încheiat și fiecare să își va vedea de drumul lui și gata. Dacă ai simțit nevoia să pui în cântec această experiență prin care treci, asta înseamnă că ai vrut să spui lumii, n-a fost chiar simplu sau n-a fost chiar ușor de trecut peste asta, păi, nu? Nimic nu e simplu de trecut, cu atât mai mult astfel de schimbări în viață. Dar ce înseamnă, adică tu i-ai dăruit iubirea ta, el s-a îndrăgostit de tine așa fiind, da? Da. Nu e că, domne, a fost accidentul, da, și omul după aia n-a mai corespuns doamna. Mă rog, iubirea nu se măsoară în asta, se măsoară în mult mai multe valori care n-au legătură cu faptul că Ana poate să facă un pas sau nu. Exact. Bun, înseamnă că... Adică, nu, repet, nu vreau să intru în detalii, dar măcar așa, pentru că altfel, data trecută când l-am văzut, chiar l-am aplaudat, a zis, uite, domne, chiar un bărbat mișto. Deci Ana este o femeie de care trebuie să ai mai multă grijă decât alte femei. Da. Și totuși o iubește, era aici lângă tine. Da, într-adevăr, au fost 5 ani frumoși, 5 ani în care am trăit și am experimentat tot felul de lucruri, și eu și el, dar la un moment dat s-a terminat. Nu vrei tu să spui motivul, că e mai bine așa, nu? Da, e mai bine așa. Te-ai simțit dezamăgită? Păi da, când am primit vestea faptului că își dorește divorțul, m-am simțit, da. N-a fost un moment ușor pentru mine, dar știu să accept toate lucrurile care mi se întâmplă în viață, știu să ies triumfătoare din ele, știu că Dumnezeu vede, știe și aude ceea ce noi oamenii nu o putem face, și atunci nu poți să te opui la dorințele celorlalți. Și trebuie să accepți la un moment dat să lași porți deschise, să îndeplinești dorințele celor de lângă tine și aia e, să-ți vezi de viață. Acum, trecând prin al doilea, din păcate, nu? Al doilea. Divorț. Ce ai sfătui doamnele care se uită din propria ta experiență? Ce să, sau ce nu o să mai faci tu în viitor? Probabil nu o să mai mă mărit. Și dacă, am mai văzut cazuri, și dacă... Cu siguranță fiecare experiență și fiecare relație ne învață lucruri. Depinde foarte mult de persoana cu care le împărtășim și cu care trăim, pentru că noi nu suntem la fel, nici femeile și nici bărbații. Și atunci nu știu dacă pot să iau așa o grilă ca niște criterii pe care să mi le însușesc sau să le dau ca sfat cuiva, pentru că totul e diferit de la om la om, de la relație și de la situație la alta. Cu siguranță din toate învățăm. Și dacă o să mai mămărit vreodată, ceea ce nu cred, sunt convinsă că am avut și eu de învățat lucruri din această căsnicie mai și relație. Mai e verigheta pe mână? Nu e verigheta, e un inel gravat cu note muzicale, nu, doar se aseamănă. Da. Mulțumim pentru mărturisiri, căutați cartea Anei, Ana Maria. La mine pe site sau la ea pe site. Alte planuri? Da, urmează să scot un cântec nou de dragoste. Păi te așteptăm atunci. Și probabil volumul 2 la carte. Aha, mai ai. O să apară într-un film la sfârșit de an, ce va rula în cinematografele din România în luna decembrie. Dar da, deci, ai treabă. Da, am o femeie ocupată, doamnelor și domnilor. Ia să vedem ce se întâmplă în bucătărie. Ia. Da, alo, doamna, alo? Cu spatele, ce faceți cu spatele la noi? Am pregătit eu? Da, tu! Mă spăl pe mâini, uite ce am, vrei să pun mâna doamnelor pe tine așa? Doamnelor și domnilor, să luăm publicitatea să se spele diva noastră pe mâini. Capila de mică.
Aplauze pentru taraful nostru de astăzi. Muzică de foarte bună calitate. Nicoleta Ciobanu alături de taraful Căldăraru. După cum vedeți, ei sunt aici doar în număr de 7, dar pot fi 15. Se umple orice fel de scenă. Foarte frumos. Ne revedem după ani și ani cu la fel de bună și de valoroasă muzica voastră. Ce faceți? Cum sunteți? Foarte bine. Ne adaptăm vremurilor. Trebuie să ne adaptăm vremurilor. Da. Deși țambalul e în continuare meserie. Da. Să crătina la un moment dat un picior? Puțin. Doamnelor și domnilor, vă recomandăm cu mare drag taraful Căldăraru, Nicoleta Ciobanu. Căutați-i, care pe Facebook, care pe YouTube, care pe Instagram, toate Instagram, rețelele sociale, că fac petreceri cum nu vedeți chiar de fiecare dată. Prin urmare, mulțumim Nicoleta Ciobanu, taraful Căldăraru. Vreau să știu ce se întâmplă la bucătărie. Păi, te văd acum, faci șnițelul. Ia, ceva foarte frumos. Ia, vasis das, vasis los, cum spunea celebra piesă. Iar Roxana este cea care va trebui să... Iată, avem o clătită deja, doamnelor și domnilor. Două clătite, senzațional. Păi, în cazul acesta, avem un test. Poți și în același timp să și răspunzi și să... faci clătite? Da, deci, sigur. Ce animal este Balu în Cartea Junglei? Urs. Foarte frumos. Care este planeta din sistemul nostru solar care are inel? Saturn. A venit Nicola, acum știe. Care este formula chimică a apei? H2O. E corul blondelor bucătărese la noi în emisiune. În ce parc din București se află Muzeul Satului? Clubul Herăstău, Clubul Țelan, Muzeul Satului, da. Clubul Care este numărul, aici am prins, care este numărul actual de litere din alfabet? Cum? Stai că mi se arde clătita, răspunde Nicola. S-a introdus ce? S-a introdus câte sunt ele? A și I din... Uită-mă ca noastră că știe clătitarea să mare. Ia uite-o, fac. Da, mă, ce s-a introdus? Una, două, trei și ia, o arunci. Aș mă, că a reușit. Ai, băi, că fetele noastre sunt bine. Da? Vino cu noi, te pricep la clătite. Până atunci se ocupă de... Să trecem puțin pe umbră, neprofesioniștii o să se mire de tine. Hai să vedem. Ia, vino încoace, Roxana. Vin cu clătitele? Nu. Domnul Salomia se pricepe. Sparge cu ce te lasă sufletul. Alege un balon. Cu unghia, cu ce... Ia, așa se face. Împinge tare. Ai văzut? Dacă aveai și tu silicone... Da, acum să spărgea, că erau... Ia! A fost foarte bine. Ia să vedem. Sunteți un adevărat cavaler. Domnișoare, vă rog frumos să-mi răspundeți despre ce este vorba. Am câștigat! A câștigat o clătită. Nu, a câștigat o clătită, nu că a făcut aia. A câștigat o porție de paste de la domnul Salomia. E bine? E mai bine, da? Da, du-te la clătitele tale. Du-te. Doamne, bunica, doamne. Să mă aștepți cu paste. Bunica, vin cu paste. Bunica să vină cu farfuria. Da, acum alături de noi, doamnelor și domnilor, se află... Ce faci? Se află unul dintre cele mai greu încercate cupluri pe care le-am văzut în ultima perioadă, deși au trecut prin multe etape ale vieții, în momentul în care, iată, au venit copilașii pe lume. Un accident incredibil i-a făcut pe Alina și pe Ilan Laufer să ajungă din nou la spital și băiețelul să fi trecut chiar prin momente destul de delicate. Numai pentru dumneavoastră, Alina și Ilan vin alături de noi. Bun găsit! Să-i vedem!
Bun găsit, bun găsit, bine ați venit. Bine v-am ce găsit. Ce bine arăți, măi, doamnă, măi, nici nu zici că ai trecut prin greutăți, să rămână. Așa se face, nu? Ilan, cu mare plăcere. Domnul găsit. Adrian, ai acolo ceva în spate, o să te rog să-mi dai. Știi tu ceva foarte bine. Eu, bun, uite, acolo, pe canapea, pe canapea, pe canapea. Bine ați venit, vă rog să luați loc. Mulțumim mult pentru aș vrea să invitație. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți, pentru iubirea voastră, pentru vai, doamna, avem un buchet de mulțumesc mult de tot, Cristi, foarte sunt superbă, uite-mă și ne știm de atâta vreme, te văd cât de bătăioasă ești pentru copiii tăi. Nu, așa ce e orice mamă, nu știu. Așa e, orice mamă este bătăioasă, pe de altă parte, dragii mei, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat acolo? Mai, și să știți că discuția aceasta trebuia să aibă loc acum o săptămână, dar au mai fost momente care de dureri de cap sau diverse lucruri prin care a trecut Ilan. Situația n-a fost deloc ușoară. Ce s-a întâmplat? N-a fost deloc ușoară, dar suntem bine. Asta este cel mai important. Mai avem niște mici dureri, am avut câteva coaste fisurate, sternul, niște mici complicații foarte dureroase. Șocul în sine a fost unul foarte mare. Noi am mai spus ce s-a întâmplat. Noi, hai să facem un fel de reconstituire. Da. Voi mergeați pe... Noi, ca să înțelegeți și toată circumstanța, părinții Alinei au o casă la Cornu. Frumos. Unde noi mergem aproape în fiecare weekend cu cei mici, ne simțim foarte bine acolo. E și frumos la Cornu, e liniște. Și mai mergem de la Cornu în Câmpina. Și pur și simplu veneam de la Cornu înspre Câmpina, înspre centru. E un bulevard așa lung, lung, lung. Mergeam pe direcția noastră de mers. Din față venea o coloană deschisă de un camion. Așa. Camionul optărând vizibilitatea celor din spate. Evident că dacă e un camion și e o linie dreaptă și așa mai departe, nu vezi. Când am ajuns în dreptul camionului și am trecut de el, din spatele camionului a ieșit o mașină care a dorit să vireze spre stânga și care nu s-a asigurat. Și atunci... Deci nu venea spre voi, a vrut să traverseze strada, axul străzii, fără să se asigure. Ca să evit un impact frontal și să nu lovesc persoana care se afla pe locul din dreapta în mașină, fiindcă era un impact destul de urât, fiindcă a fost din scurt, instinctul de conservare a fost să trag de volan un pic. Da. Dar un pic ăla, neavând timp să reacționez, să zicem că mașina a ieșit de aici și până în televizor. Așa. Așa de scurt a fost. Deci pur și simplu dintr-o dată, în momentul în care am tras ușor de volan ca să evit un impact frontal, am nimerit într-un copac care se afla pe marginea drumului. Problema este că... Le-ai servat viața lor, dar nu v-a fost bine vouă. Putem să spunem că le-am salvat, poate nu știu dacă le-am salvat viața, dar ar fi fost un accident pentru mult mai grav. Pentru persoana din partea dreaptă nu era bine deloc. Da, nu era nu bine deloc. Bine da. În niciun caz. Eu ceea ce vă pot spune este că când vezi un copac pe marginea drumului, te gândești, domnule, dacă intru în el, mai atenuează din șoc? Nu. A fost ca și când am intrat un trânsul de beton. Nu s-a mișcat absolut deloc acel copac. Deloc, deci nu s-a clintit. Iar mașina s-a oprit brusc de la viteza cu care noi mergeam, direct în copac. Nu am apucat să frânez. Și atunci asta a fost. Șocul a fost unul foarte mare. Au sărit airbag-urile. Norocul nostru cel mai mare este că toți eram cu centuri de siguranță. Bravo. Și cei mici și cei, voi, da? Deci, toată lumea. Vă mai spun ceva. Dacă nu aveam centuri de siguranță, oricare dintre noi, persoana respectivă deceda. Impactul a fost foarte violent. După care, evident, cel mic s-a lovit de tetiera de la spatele scaunului meu, fiindcă eu conduc mai pe spate. Da. Atunci a venit puțin în față și s-a lovit și de aici a avut și acea fractură de piramidă nazală, mai are o tăietură destul de severă aici în frunte. Și șocul a fost în clipa în care m-am uitat la el și am văzut că are foarte mult sânge pe față și pe el și așa mai departe. Ne-am dat jos din mașină, am încercat să le acordăm primul ajutor celor mici, să le oprim sângerarea. După care au venit salvările, a venit poliția, am suflat în aparatul de alcoolemie. Și de acolo am plecat spre
Ploiești mai întâi, am înțeles că acolo nu era gardă de neurochirurgie pentru copii și am ajuns până la urmă în București. Eu deci aveam fiecare cu cât un copil. Fiecare în cât un copil. Foarte deci bine. Da. Fiecare cu cât un copil. Au fost niște momente deși pe care avea, nu aveam și voi loviturile. Da, aveam și noi loviturile la noastre. Nu mai din cauza șocului, da. Nu mai simțeam mare Alina, lucru. Tu, ce... La fel ca și la sternul fisurat și probabil câteva niște coaste și pentru la picior, că mi-am și la mă rog, da. Eu m-am lovit și cu picioarele destul de tare se vede în bor. Da. Se mai vede da. Puțin o vână. Și cosmetizată da. Încă ea acoperită, da. Am avut dar șocul în primul rând a fost foarte, foarte mare. Din cauza adrenalinei pe moment, să spunem că am putut să funcționez, dar după aceea noaptea respectivă nu mă mai puteam întoarce de pe o parte pe cealaltă și a trebuit să rămân cu copiii în spital, internată și atunci mi-am dat seama, zic, vai de eu ce fac în clipa asta, că nu puteam să-i ridic, să-i pun, deci, să-i întorc. Vreau să le spun tuturor celor care ne urmăresc. Cu o săptămână înainte de acest accident, am văzut un șofer care circula în localitatea Cornu cu geamul deschis, iar pe geam era ieșit până la jumătatea corpului un copil. Cred că avea 5-6 ani. Oameni buni, nu vă mai jucați. Pare 40-50 la oră, pare o viteză mică. Dacă se întâmplă ceva la viteza aia și dintr-un metru sau doi metri nimerești într-un copac, cum am nimerit pentru eu... Pentru că voi n-aveți viteză peste media legală. Viteza este, de fapt, foarte mare. Așa deci, este. Dacă se te oprești, întâmpla orice, dacă să-ți iasă o pisică brusc, în drum, să dacă te Dacă te oprești să... brusc de la 40 sau 50 la oră într-un copac sau într-un stâlp sau într-un cap de pod, viteza, chiar dacă pare mică, dacă impactul este atât de brutal, este, de fapt, o viteză serioasă. Sigur. De foarte multe ori merg în trafic și văd oameni care își țin copiii în brațe pe bancheta din spate, iar copiii se țin, stau în picioare și se țin de da. Tetiera celui care se află în fața lor. Este foarte, foarte periculos. Eu asta pot să vă recomand tuturor. Foarte bine. Circulați cu centura de siguranță, copii atât în față, în înălțătoare, cât și în față, cu centuri puse, cât și în spate. Foarte bine. Cât de târziu se poate să pot fi ținuți în scaune? Cum a fost cu cei mici? Pentru că l-am văzut cel mic, Nataniel, înțeleg că a avut cele mai... Eu m-am dat jos din mașină la Davina, la Davinuța, cum îmi place să-i spun. Și Alina l-a era... mai văzut pe Nataniel la spital, nu l-a da, văzut. După accident, văzut. Eu m-am dat jos, el stă în spatele meu. M-am dat jos, l-am luat... I-am acordat primul ajutor, eu, m-am urcat în salvare. Eu nu înțelegeam de ce urlă Ilan, hai la spital, hai la spital. Da. Și când am aruncat ochii așa în privirea în sus și l-am văzut pe Nataniel, era plin de sânge, toată fața, numai sânge, tricou, numai sânge. În clipa aia am înțeles de ce e atât de grăbit să ajungem la spital, normal. Și Davina, cam asta a fost, adică a fost foarte greu pe moment. Nu doresc nimănui să-și vadă copilul într-o situație de genul acesta. Ei se refac acesta. Încet cu încetul, nu vor rămâne urmări. Se refac. Știi care este problema? Că impactul a fost într-adevăr sever. În clipa în care după un asemenea impact vezi copilul plin de sânge, nu știi ce are. Da. Nu știi dacă e ceva care poate să afecte. Mai ales când e mic, o hemoragie nu poate să spună. Poate... Nu știi dacă e o hemoragie internă, nu știi dacă are vreun plămân ceva perforat, nu știi dacă s-a întâmplat ceva foarte grav și instinctul este să ajungi cu el prima dată la un spital unde să poată să fie controlat de un doctor specialist și așa mai departe. După ce am ajuns cu ei la spital, lucrurile au continuat și în acea după-amiază până seara să fie destul de complicate, fiindcă ei sunt în continuare foarte mici. Ar trebui să-i ducem la tot felul de CT, radiografii, tomograf. A fost foarte. Analizele au analize fost la fel de sânge. La fel de parte, dureroase, la fel de dureroasă și traumatizantă pentru ei ca și accidentul în sine. Au plâns, le-au luat de câteva ori sânge, am fost cu ei pe la 2-3 spitale. În fiecare Vai spital au zis vrem să repetăm analizele de sânge, iar i-au înțepat, iar au plâns, iar deci a fost așa. Și acum suntem, slavă Domnului, suntem bine, ei sunt la grădiniță, se recuperează. Ce încercare! Dar vreau a să fost, spun că le mulțumim
tuturor celor din spitalele în care am fost, tot personalul medical s-au purtat exemplar cu ei, au încercat să facă tot acest proces cât mai plăcut, să spunem în ghilimele, cât mai puțin traumatizant pentru ei. Și am fost liniștită din punctul acesta de vedere că sunt pe mâini bune. Deci chiar am avut parte de un tratament deosebit. Săptămâna trecută aveai niște dureri de cap. Noi am urmat să vorbim prin Skype. A fost cumva mai bine că ne-am văzut, dar cu ocazia asta și mă bucur să vă văd. Mi-a fost zile întregi după accident, mi-a fost rău. Cred că și de la șoc. La microfon, te rog. Da, scuză-mă, stop. Nu-i problemă. Da. La valierele. Zile întregi după accident, eu m-am simțit foarte rău. Cred că a fost și șocul, impactul și psihic și așa mai departe. Și până la urmă conștientizezi că exact. Trebuie mai întâi să te bați pentru ei și după aceea să te gândești la tine. Și conștientizezi prin ce ai trecut. Absolut. Și cât de aproape ai fost de un moment care putea să se sfârșească tragic și atunci evident că sunt niște repercursiuni asupra corpului și absolut. Mi-a fost rău, câteva zile mi-a fost foarte rău. Dragii mei, cele bune să se adune, cele rele se spele. Ce aveți de gând să faceți în continuare? Că de acum o să fie bine. Asta a fost încercarea acestui an. Să ne creștem copii în continuare, muncim, este o perioadă grea pentru antreprenorii din România și pentru așa mediul este. De afaceri. Guvernul, în loc să ne ajute, vrea să ne crească taxele, deci așa nu este o perioadă extraordinară, ca să spun așa, dar trebuie să găsim soluții ca să putem să ducem căruța mai departe. Ai dreptate, ia de la cei care produc pentru cei care nu prea produc. Exact. Da. Nu e o emisiune în care să discutăm de așa ceva, dar este o perioadă în care trebuie să muncești foarte mult. Ai dreptate. Pentru un profit mult mai mic decât ar fi normal într-o economie care funcționează. Eu am câteva proiecte la care lucrez, sunt foarte prins. Alina este cu proiectele ei la rândul ei. Ce proiecte mai ai, doamnă? Noi am mai vorbit, ne-am mai văzut. Ce proiecte mai am? Păi aceleași veșnice care implică pasiunile vieții mele. Pasiunea vieții mele. Emisiunea de gătit pe care o am în continuare la alt post de televiziune. De asemenea, am și proiecte în plan personal, dar acestea o să le țin deocamdată. Aflăm la momentul potrivit. Da, o să aflați la momentul potrivit. Încerc să fiu alături de Ilan și de familie, să-i susțin cum pot. În continuare avem un stil de viață activ, zic eu, pentru că niciodată nu ne-am lăsat așa pe ureche. Și ia uite, ei creștem, ei cresc mari, voioși, încercăm crescut. Să... Păi știu de când erau mici, da, mici, încercăm mici. Să-i organizăm cât de bine putem, să le facem activități tot timpul, de aceea în weekend tot timpul avem treabă, ne ducem, plecăm, îi plimbăm, sunt niște copii sănătoși, voioși, de asemenea bravo. Petrecem timp și cu Cari, cu fetița noastră cea mare. Da. Frumoasă și deșteaptă. Frumoasă și deșteaptă. Ea este în clasa 9 acum. A început pregătirea deja pentru medicină de la vârsta aceasta. Încerc să fiu alături de ea și să o împing așa ca orice mamă, să o ghidez puțin. Pentru tu că... ești ambițioasă, sunt convins că o să o duci pe drumul cel da, bun. Da. Dacă mami o să vadă medic, atunci e cel vă mai vă mulțumesc bine. Pentru vizită și nu pot să spun decât mulțumesc că frumos. Dincolo de orice fel de accident arătați absolut senzațional. Mulțumim, doamna mulțumim. Este într-o formă de inviet. Noi ne-am tot văzut. Felicitări domnului că mulțumim, sunteți foarte frumoși împreună. Mulțumim, vă mulțumesc foarte mult că ați venit și vă aștept să ne vedem și la bune, nu numai la încercări. Cu siguranță, da? Avem și de sărbătorit. Exact. Mulțumim păi frumos când pentru invitație. Veniți cu sărbătorile, noi organizăm. O dată ne punem pe organizat, da? Superb. Alina plus Ilan plus copiii lor, foarte multă dragoste. Ne întoarcem după publicitate cu alte povești, muzică și multe alte probe. Stați cu noi.
Foarte frumos, doamnelor și domnilor, declar pe această cale că Nicola știe să facă șnițele foarte bune. Told you. Acesta este singurul șnițel care a mai scăpat. Au tăvălit tătarii. Cât am Bine, nu mâncați și clătitele acum, pe bune. La clătite o să atenteze un alt invitat de-al meu care urmează. Până atunci însă, nu uitați, duelul talentelor a avut alți patru protagoniști în această săptămână. Haideți să-i vedem și o să vă anunțăm luni cine este câștigătorul, cine este cel care a adunat cele mai multe mesaje. Nu uitați, acela este numărul de WhatsApp. Trebuie să trimiteți mesaje dacă v-a plăcut unul dintre ei. Doamnelor și domnilor, alături de noi, parcă venit din Florida, vă rog să vă uitați, maestrul Mitică Pădureanu, Aurel Pădureanu, ca un distins milionar, ori de pe coasta de Azur, îl vezi la Capri ieșind frumos cu doamnele, mergând la un restaurant la pe briză, dar este același Aurel Pădureanu cu foarte mult suflet. Bun găsit! Bine v-am găsit, bine ce te-am găsit, faci, Cristi. Da. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Arăți, ai mai slăbit? Am slăbit vreo 15 kg, Cristi. Asta e bine. Dar nu că am ținut un anumit de regim, nu. Am, cum să spun eu, nu mai mănânc după 7, după la ora 7 seara, nu mai mănânc absolut nimica. Și mănânc puțin mai puțin sărat, nu mai cum, și de, s-a obișnuit stomacul să mănânc foarte puțin. Asta e un lucru foarte bun, că de fapt... Acesta e secretul. Cu cât mâncăm mai mult, cu atât ne îngrășăm mai repede. E excepțional. Mai am câteva costume, dar alea sunt... Arăți foarte bine. Dincolo de asta însă, ceea ce vă pot spune este că tristețea lui Aurel Pădureanu, că toți acei oameni care au iubit-o, aplaudat-o, chemat-o pe Cornelia Catanga, nu sunt alături de el, care au cântat alături de Cornelia Catanga și care au făcut spectacole mari alături de Cornelia Catanga, au, odată cu dispariția ei, au uitat și chiar dacă ar putea să se întoarcă spre memoria ei cu participarea la un spectacol în memoria acestei și în onoarea acestei artiste senzaționale ale muzicii de petrecere, lumea... Cum e Mitică? De fapt, ieri am vorbit cu Daniel Rodecaie, Cristi. M-a sunat Daniel, dar n-am apucat să-l sun. Da, păi eram cu el de acolo și te-a sunat, da. A, o să-l sun înapoi. Și salutăm pe Daniel, mulțumesc pentru telefon. Da, și am vorbit referitor la treaba asta. Am renunțat să fac la Sala Patului, că sunt bani foarte mulți, și m-am gândit la Teatrul Național. Și mă roade gândul ăsta, ți-am spus, e enorm de multe, enorm zi și noapte,
pentru că nu mai vreau să mai aduc aminte cum a fost înmormântată, că așa a fost soarta, destinul, mă rog. Dar asta și-ar fi dorit ea și îmi doresc cu ardoare treaba asta să fac. Și am vorbit și mi-a spus că o să coste cam multișor, cam în jur de 15-8 până în 20.000 de euro la Teatrul Național. Foarte posibil. Pentru că dacă închiriez sala mare, mai acolo trebuie să dai vreo 5.000 sau 6.000. Sala, tot corpul tehnic trebuie plătit. Corpul tehnic, absolut, sigur. Pomă cu soliștii pentru fiecare, sigur. Repetițiile către anumite zile. Și gândindu-mă să fac nou, că n-aș putea să fac în noiembrie, să fac în decembrie, mai înțeles? Și, dar trebuie să fiu sigur că în momentul când, dacă nu găsesc sponsori și dau un cont, pierd banii. Dacă așa nu găsesc, e. Trebuie să fiu pregătit. În momentul când mi-a povestit, sunt sigur că fac suma asta, atunci pot să merg mai departe. Și... Am reținut de la tine când am vorbit la telefon și am simțit toată amărăciunea posibilă pe lumea asta. Că îi poți mulțumi lui Nicolae Făun, care este alături de tine. Da, 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 da. Dar nu știi de ce anumiți artiști cu care Cornelia a cântat nu mai răspund la telefon. Exact, asta este ea. Am sunat-o în permanență pe Loredana și că a făcut împreună cu Agurida, cu Cornelia. Da. Și a fost alături de ea, Cornelia. Și am dat mesaje frumoase. Te rog, că aș fi dorit să fie o melodie, două, pentru că a simpatizat-o extraordinar de mult. Nu mai răspunde absolut deloc la telefon. Toți care sunt la ora actuală pe val și departe de mine gândul, pentru că eu la ora actuală mă duc în fiecare zi Cristi la biserică și mă rog bunului Dumnezeu că mi-a dat o zi alături de familia mea și de copiii mei. Și de băiatul meu. Și de băiatul meu, da. Toți la telefoane nu mai se răspunde. Toți care au o potență financiară mai mare și au ajuns pe val, nu mai. Parcă, domne, și dacă n-aș vrea să fiu răutăcios, pentru că s-ar putea să nu mai vină niciunul la spectacolul care vă să-l fac pe Cornelia. Măi, fraților, nu mai fiți, că viața e extrem de scurtă, măi, fraților. Și nu mai fiți atâta răutate de asta, că nu se poate, că suntem... Cum să spun, nu se știe ce se poate întâmpla într-un minut, într-o secundă se poate schimba viața oamenilor. Și m-am gândit așa, Cornelia a fost, și stau cu gândul în permanență, Cristi, a fost, repet, ce o să o spun de cât ori să fie nevoie, o mare artistă, o stea de primă mărime în Constelația Muzicilor Hotărești, o artistă care a pus mult suflet. Sigur că da. Da. E, și dacă mi-ar ajuta bunul Dumnezeu... Hai să facem lucrul următor. Pentru că Mitica a mai povestit despre durerea fantastică prin care trece Alex Pădureanu, băiatul Corneliei. Nu știu dacă mai putem vorbi. Și ce a făcut aseară? Cristi, el a avut un, cum să spunem, un aparat de ăsta care luasem din Germania cu Cornelia. Și s-a stricat. Mă rog, l-a reparat, a fost la cineva, n-a dormit până la ora 8 dimineața, că a văzut toate pozele cu Cornelia. Plângea, îl auzeam cum plânge ca un copil, eu eram în altă cameră. Plângea ca un copil așa. Mamă, m-am rămas blocat. Și nu știu, suferă enorm de mult. S-a luat proporții, s-a îngrășat, nu știu ce să spun. I-am spus, Alexandru, ai grijă. Dorintea lui supremă e să plece acolo, mai înțeles, în Statele Unite. Pentru că aici adevărati mari muzicieni, care sunt mari artiști, te rog să mă crezi că sunt muritor de foame. Am fost special la liceul din Ulipati cu nepoatele mele să cântă pe holuri numai manele cu Cristi. Degeaba îl dai să facă conservator, să facă studii, cum a făcut Alexandru, că ce cine harnic și muncește are tot aia așa, da? Și cine e cor și șmecherește... Are mai ceva, mai înțeles? Da. Da. Deci, și ai ce să vă, degeaba îl dai să facă. Alexandru e un pianist colosal, e fantastic. Dar unde să cânte aici? Hai să facem lucrul următor, Mitică. Hai să facem un apel acum către toți oamenii care au iubit-o pe Cornelia Catanga. Dacă n-ați uitat de unde ați plecat. Da. Dacă ați iubit-o pe Cornelia și aveți amintiri frumoase cu ea. Gândiți-vă, ori veniți, dați-i voi un semn lui Aurel Pădureanu sau răspundeți-i la telefon. Răspundeți-i la telefon pentru că se poate face un spectacol foarte frumos, așa cum s-a făcut în memoria altor mari artiști ai României și dorința
cumva a familiei și cumva a Cornelei de undeva de sus acolo, este ca să-i transmitem un ultim mesaj de recunoștință muzical pentru tot ceea ce a făcut. Vreau să-i mulțumesc Nicolae Polun, președinte Partidului Romilor Pro Europa. Aș vrea să-i mulțumesc, cum să spun eu, lui domnul Iliev, care a fost Marius Iliev, prietenul nostru. Prietenul nostru, președintele Cristimului, domnul Radu Timiș, că poate m-ar ajuta și că știu să fac, să mă ajute pentru treaba asta. Eu sper că eu o să rezolv până la urmă cu domnul Nicolae Păun, pentru că Cornelia a fost și de etnie romă. Așa este. Da? A fost un simbol al muzicii specifice naționale. Un simbol al muzicii lăutărești, un simbol, exact. Da. Și cine mai mă aude, poate mă ajută, pentru că sufer enorm de mult și lupt cu ardoare și din tot sufletul meu. Și fac apel la bunăvoința dumneavoastră ca să pot să fac acest spectacol. Vă rog să nu... Și aș vrea să mă audă chiar Loredana, marii noștri artiști, și inclusiv domnul Victor Ciutacu, care mi-a promis în permanență. O să audă, Victor. Da. E băiat de onoare. E băiat de onoare, da, și mi-a promis, da. Gata. Și îți mulțumesc, Cristi, pentru tot. Și întotdeauna alături de memoria Cornelei Catanga, care a fost parte din sufletul nostru. Și vreau să cânt acolo lângă... Vrei la acolo la masă? Să mă la masă. Da, doamnelor și domnilor, Mitică Pădureanu vrea să cânte lângă Prada. Vreau să fiu lângă... Așa, alături de Nicola Roxana. Vreau să cânt lângă Nicola. O piesă absolut superbă. Se cântă și în bucătărie. Imediat, atenție mare, că săptămâna viitoare începe un sezon de bancuri noi și vine profesorul, tăticul lor. Îl ascultăm pe Aurel Pădureanu cântând. Toate gândurile mele neștiute nici de stele, ochii tăi mi le ghicesc, iar în clipa de tăcere îmi aduc o mângâiere, ochii tăi care vorbesc. Și când somnul se destramă de mă simt cuprins total, ochii tăi mă liniștesc. Când mă alungă o privire condrăită strălucire, ochii tăi mă adăpostesc. De mă uită lumea toată când vrea ea, niciodată eu nu mă uită. De mă vede lumea toată cu uitră, nu mă văd așa, ochii tăi. Toate gândurile mele neștiute nici de stele, ochii tăi mi le ghicesc, iar în clipa de tăcere îmi aduc o mângâiere, ochii tăi care vorbesc. Și când somnul se destramă de mă simt cuprins doteam, ochii tăi mă liniștesc. Când mă alungă o privire condrăită strălucire, ochii tăi mă adăpostesc. Se destramă de mă simt cuprins de-o teamă, ochii tăi mă liniștesc. Când mă alungă o privire cu-o înrăită strălucire, ochii tăi mă adăpostesc. Da, doamnelor și domnilor, el însuși Andrei Duba. Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Uite, avem aici numai oameni cunoscuți. Vai, ce surpriză, ce Roxana, emisiune. Să știți că Andrei mi-a recomandat-o. Roxana, ea singură se recomandă. Bineînțeles, bate la tobe și să face liniște, e adevărat, dar cu ajutorul lui Andrei am descoperit. Avem un test pe care, la care vreau să te supun. Sunt și răspunsurile acolo? Da, sunt și răspunsurile, așa că dacă vrei... Să nu-mi dai greu, te rog. Da, nu-ți dau greu. Hai să vedem. Colega, te rog, să nu-mi dai greu. Colegul, da, alo, Minoiu. Zice,
Nu, cu blânde, nu știi? Ai făcut testul de sarcină? Da, și ți-a dat greu? Băi, dar am un drăguț pentru tine și nu mai au răbdare până luni să-l spun, știi? Când reînceapă emisiunea, căci va reîncepe luni, stați liniștiți, nu vă luați după zvonuri. De ce România este o țară drăguță? Știi? De ce? Pentru că are gropițe. Mașina mea. Cel mai dulce banc posibil. Un iepure se află în pădure. A început ploaia. Sub care copac se va ascunde iepurele? Cum? Un iepure? Da. În pădure. Da. Și se ascunde sub care copac? Sub care copac? Copacul care este? Tei. Ud. Ah. Mai departe. Eram sigur că e o capcană. Da. Ce trece peste apă și nu face valuri? Ce trece peste? Ce înseamnă? Avionul, porumbelul. Mai jos. Lăcusta. Mașinile trec. Podul. Deci nu face zgomot. Bine, mă, pe sistemul ăsta te întreb și eu pe tine. Ce ți intră pe ureche, îți iese pe alta și totuși îți rămâne în cap? Târnăcopul. E foarte bine. Și acum o întrebare la care a răspuns Lucian Pintilie. De ce trag clopotele, Mitică? De sfoară. De frânghie, frânghie mărșer. Foarte bine, bravo. Ce culoare are cutia neagră a avioanelor? Roșie. Bravo. Portocalie. De ce? Ai răspuns acolo, da. Ultimele. Dar știi când a căzut avionul? A căzut avionul când era Boc premier. Așa. Știi? Și bineînțeles, n-au existat supraviețuitori în afară de unul singur. Boc. De ce a supraviețuit? S-a ascuns în cutia neagră. Au, mamă. Deci, ultimele luni ale anului au 31 de zile, altele au numai 30. Câte luni au 28 de zile? Una. Toate. Că 28. Da, doamnelor și doamnelor. Bun. Uite-mă de ce m-a chemat, mă, să mă facă de râs, mă. Nu, mă, să ne distrăm. Opa. Că n-am făcut de astea de cultură generală. Am făcut asta să-i le duc lui Armin, ce să facă? Da, dăm să spargă cu ceva. E băia, era să zic, la ce oră emisiune? Păi nu, că Armin cred că face altceva cu ele, că e băia mare, l-am văzut, nu mă mai joc el cu balonul. Da, le umple cu apă. M-am întâlnit cu Armin la mare, e băiat valabil. Ne-am întâlnit la meci, am statut. Hai să pe cu ce să spargă, mă. Alo, Minoiu. Adrian, legătura. Salomia, adu ceva cu care să spargă, cu ce vrei să spargă. Vino cu o friptură, cu ceva. Care tocuri ca zanga? Haide. Băi, să știi că deci sunt foarte, foarte supărat pe... Deci dacă și sezonul ăsta o să dai să mănânce tot ce gătești tu invitațiilor și nu-l lași și pentru emisiunea de seară care începe la ora 22 pe Prima Comedie, deci mă supăr de tot. Lasă-mă și tu o bucățică de ceva. De la zanga. Nu știi unde să caut. Ce să fac? Sparge unul și să vedeți. Unul singur? Care Hello, I am number 3 RoboCop. Hai, mă, așa. E bilet, e curăvaș. E curăvaș. Știi cum era cu un vecin de-al meu de stradă într-o zi, deschide o gumă noaptea, așa, o bagă în gură, face... Te aștept acum. Are surprize. Auzi? Da. Asta e curăvaș? Da. Nu pot să răspund că mă simt răvășit. Cunoaște, recunoaște melodia și interpretul. Recunoaște melodia sau după pauză? După pauză, și să vină fetele alături de noi. Dar nu cu mâna goală, veniți și voi cu o farfurie de mâncare. Exact, publicitate, ne întoarcem. N-am mâncat de când eram mic. În dulcea tradiție a emisiunilor de la mare, unde domnul Andrei Duban era de fiecare dată la final și făceam toate nebuniile posibile, și în așteptarea noului sezon de Bang Show, și știi foarte bine că la mare nu prea te-am lăsat singur. Întotdeauna au fost fetele, zanga e de la tine, de în familie. Uite-te după bronz. Se vede după bronz, da. Asta e bronza pe aceeași plajă, da? E adevărat. Așa, deci facem proba la final sau zi două bancuri până atunci să ne încălzim. Două, nici mai mult, nici mai puțin. Da. El și ea. El român, ca tot românul plecat în străinătate la muncă, și vorbeau pe Messenger. Și ea îi scrie lui: s-a terminat, nenorocitule, idiotule, gata, în 2 ani de zile n-ai trecut odată să mă vezi și pe mine. În 2 ani de zile nu mi-ai trimis și mie o floare, un parfum, o atenție, un țârț, ceva. Ăla îi scrie repede: iubita, iubi, te rog, nu te supăra, există o explicație. Uite, am aici un văr cu mine în Danemarca și el la 3-4 zile îi trimite iubitei câte un parfum, câte o floare.
culoare, cât o atenție exactă. Aia scrie, zice: vai ce frumi, frumi pe naiba că s-a măritat cu curierul. Până atunci îi dau pasa lui Andrei. Doi bătrâni evrei vorbesc. Că noi am fost la meciul România-Israel, am suferit împreună, am acolo. Ce faci tu cu banii, măi, Itic? Nu cred că ai la ei. Păi ce să fac? Îi dau la săraci. Păi și tu din ce trăiești? Din dobândă? L-am citit la Bogdan Naumovici și am și scris: băi, ți-l fur că e excelent. Din dobândă? Fantastic. Din ce trăiești? Din dobândă? Itic și Coșturi, Itic vindea niște covrigi în fața Băncii Naționale și vine ștrul la el: măi, ți-mești fratele meu, măi, de ani de zile, te rog frumos, dam și mie un dolar să pot să mănânc ceva, că nu mai pot de fapt. Nu pot. Cum să nu poți? Zice, am contract cu banca. Tu, mamă, râtule, că le vinzi covrigi, văd ce contract ai tu cu banca. E foarte simplu, ei nu vând covrigi, eu nu acord împrumuturi. Da. Întrebare la Radio Erevan. Bună ziua. Este adevărat că în România s-a legalizat prostituția? Răspunsul este nu. S-a prostituat legea. Foarte drăguț. Au, mă doare. Păi da, da, ea este... Jingle-urile. Băi, sunt două foarte dure. Sper să permită ora. Zice o vorbă, filozofie, zice: trecutul lasă o gaură imensă. Semnat Alina Plugaru. Au căzut șnițele. Și a doua zice: Monica Lewinsky a declarat că o să voteze la următoarea lege cu Donald Trump. Ce, de ce? Democrații mi-au lăsat un gust amar. Da, avem două femei alături de noi, dar sigur că da, ne putem aduce aminte de cineva vorbă care spune că femeile puternice nu se uită niciodată înapoi, nici când parchează. Din seria Femeie la volan. Eu nu sunt misogin, iubim femeile, dar la volan. Era Obama cu, când era președinte, împreună cu Michelle, cu soția, și le plăcea lor un bistro așa, mai retras așa. Și la moment, acolo mâncau ei, un serviciu de securitate era discret, acolo mânca. Și la un dat se apropie un ofițer de la securitate și spune, zice: dacă se poate, ar dori patronul bistroului să vorbească 5 minute cu doamna Michelle. Îi permiteți? O să zice: da, dragă, du-te, să poate. Se întoarce într-adevăr după 5 minute, zice: cine era? Zice: patronul mi-a fost prieten aproape iubit în facultate. Și ăsta, Obama, zice: a, vezi? Zice: dacă rămâneai cu el în facultate, acum bistrou ăsta era al tău. La care ea: nu, el ar fi fost președintele Statelor Unite. Foarte bine! Dacă știi vreunul, să te pregătești, da? Bancuri. Eu nu, lasă. Te-am mai pus o dată. Bancul cu șnițelul, da, adul. Un client vine la o vânzătoare și spune: nu vă supărați, chiloți aveți? Nu! Păi da, așa aglomerație la dumneavoastră. Dar James Bond la o petrecere se întâlnește cu o tipă superbă, superbă. Și aia îl vede, zice: spuneți-mi și mie, cât este ceasul? Da, zice, numai puțin. Am un ceas extraordinar de performant. Este un prototip, spre exemplu, îmi poate spune lucruri intime despre tine. Aia nebunită, serios, da? Ce zice? Uite, ceasul meu îmi arată că tu nu ai chiloți pe tine. Zice: îmi pare rău să te dezamăgesc, dar am. Ia uite, bă, iar a luat-o înainte cu o oră. Foarte bun. Hai să vedem dacă recunoaște melodiile, după care dacă mai avem timp. Păi ai zis una, acum azi mai multe. Ei, nu știi cum e. Hai să vedem una, mai știi multe. Știi de ce stăpuși înainte de asta, apropo de asta? Știi de ce se duc femeile, de ce își înșală femeile la microfon bărbați? De ce își înșală femeile bărbații? Zici că nu-l crezi în televiziune, vorbesc. Da. Nu, eu vorbeam la lavaliera ei. De ce își înșală femeile bărbații? Pentru că socoteala de acasă nu se potrivește cu socoteala din târg. Hai, foarte frumos. Hai să auzim piesele. Hai. Ia să auzim piesele. Alin, ajută-mă. Asta e o melodie? Amintirii sudest. Nu mai rezist. Așa e stompată. Fără ea tristez în nopțile. Păi cum se numește? Nu mai rezist. Următoarea. Amintirile.
Când iese badea la cosit. Nenea Dan. Da. Da, da, spătaruță. Da, spătaruță. Țărâncuță. Țărâncuță. În uliță. Hai. E nou. Cine cântă? Delia. Foarte bine, următoarea. La, la, la. La, la, la. Hey, am ajutoare de nătrim de aici. Fată dragă, nu fii tristă. Da, Mădălina, Mădălina Manole. Hai, încă una și gata. Și mă duc. La paste că se pricepe. Ia. Fratele nostru. Sunt gelos, m-a prins. Gelos. Da, foarte frumos. Uite, avem aici acompaniamentul orchestral. E foarte bine. E deci, cum v-ați înțeles voi la mare? Tu cu Zanga. Cu Zanga ne-am înțeles bine. Cu restul nu ne-am înțeles cu nimeni. Toți da. Niște... Da. Gata, s-a terminat emisiunea. Arată și tu pastele alea ca să știm ce mănâncă domnul Duban. Coastele, nu pastele. Și Roxana, pentru că a câștigat o porție de paste. Așa. Și am câștigat o porție de paste. Alfredo, l-ai făcut pui, repede către vine. Pui, bacon, smântână de gătit, usturoi. Ceapă verde, proaspătă, busuioc. Deci iar nu ne pupăm. Sare, piper. Sau să pupă aia care mănâncă. Ceapă verde, da. Da. Bravo, arată foarte bine să mănânce. Domnul Duban este așteptat și la o clătită din eu partea Roxanei. Eu ți-am vorbit frumos cum ai făcut domnul Duban. Domnul Duban e tata. Da. Ok, bine, terminăm în ritm. Îi mulțumim foarte mult Roxanei. Să ne vedem și Nicolei și lui Andrei. Ne vedem săptămâna viitoare. În direct și în reluare. Nu mai, gata, se termină în reluare pe prima comedie. Se termină emisiunea în reluare cu care v-am obișnuit toată vara. Începem live-urile cu invitați de invitați. Toate cele bune, la revedere! Ce urât! Program disponibil pe primaplay.ro.